Mă numesc Gheorghe Niță, sunt administratorul acestei unități. Lucrez în domeniul din 91. Suprafața unității este de 670 de hectare. Mizez pe cultura de rapisă. La fel ca toți fermierii, este cea mai bine plătită în momentul de față. Dar impedimentul este că nu putem să stăm numai pe rapisă, pentru că asolamentul este destul de dificil. Zona noastră este o zonă în care cea mai mare problemă este seceta. Din fericire, în ultimii doi ani am avut un aport de apă satisfăcător. S-a văzut și în producțiile de porumb, de acum un an, de acum doi ani. Dar este un factor care nu putem miza an de an pe el. Și în altă ordine de idei, este vorba de iernile, care sunt în general foarte geroase. Să nu uităm că Bărăganul este un pol al viscolului. Terasorbul din portofoliul firmei Aectra este un produs, aș putea spune, chiar revoluționar. Nu știu dacă l-au folosit mulți fermieri, eu e al patrulea an de când îl folosesc, în special la rapiță, pentru că are efecte foarte bune la intrarea în iarnă. În fapt, consumat în toamna trecută, când precipitațiile au fost foarte puține, răsărirea neuniformă, și chiar și acolo unde a răsărit, plantele erau firave. Știam că acest efect poate fi contracarat prin folosirea substanței Terasorb, care accentuează metabolismul plantei. Înrădăcinarea este accelerată și mai profundă, ceea ce ne interesează. Suntem în teritoriul extravilan al comunei Săveni, Ialomița, într-o solă cultivată cu grâu de sămânță, în suprafața de 32 de hectare, care a fost semănată în toamna trecută, într-o perioadă nu chiar în epoca optimă, din cauza condițiilor în speță secetă. Deja e 1, 2, 3, 4, 5, 6 frați. Acest grâu, neavând siguranța unei ierni prea blânde, am intervenit cu un tratament de Terasorb complex. Am și martori, zone de cultură de grâu la care s-a aplicat Terasorbul și la care nu s-a aplicat. Anul acesta nu am mai făcut acest martor, pentru că m-au convins cei doi ani anteriori. Un leu cheltuit cu Terasorbul aduce 2, poate chiar 3 lei. Fermierii care nu au încercat folosirea Terasorbului o pot face pe o suprafață mai mică, păstrând un martor, și vor vedea că diferența de producție există. Cheltuiala este acoperită fără discuție, cel puțin dublată. Efectul cel mai vizibil este sub nivelul solului, e vorba de rădăcină. Există acum o groază de biostimulatori pe piață, iar noi ne-am cam, să zic, nu zăpăcit, dar ești prea cu ochii în toate direcțiile. Dacă o fi bună la, dacă nu, eu zic că cea mai bună cale este cea folosită, cea cunoscută.